Între ei și pasageri este doar o mască care ar trebui să-i protejeze de virus. Vorbim despre taxatorii din troleibuze care ne-au povestit astăzi că de fapt nu se simt în siguranță. O problemă cu care se confruntă este faptul că unii pasageri nu vor să îmbrace masca de protecție, iar uneori chiar se comportă agresiv. Datele Regiei Transport Electric arată că lunar parcurile de troleibuze din capitală primesc 50.000 de măști și circa 3 tone de dezinfectant. Transportul public rămâne unul dintre cele mai aglomerate spații în care orice pasager se poate infecta ușor cu noul tip de coronavirus. Cât despre taxatori care se protejează doar cu o simplă mască chirurgicală, siguranța lor este pusă mereu în pericol pe toată durata acestei pandemii. Am urcat și noi în troleibuzul numărul 22, care era plin cu pasageri. Chiar și așa, unii dintre ei nu purtau masca de protecție, iar alții o țineau sub barbă ori sub nas. Unde vă este masca de protecție? Și dumneavoastră, de ce nu o purtați? Abia după ce ne-am apropiat de ei și-au scos măștile de prin buzunare și le-au îmbrăcat. Faptul că unii pasageri ignoră această simplă măsură antipandemică prezintă un pericol, în special pentru taxatori, care se pot infecta ușor în caz că pasagerul nonconformist este purtător de virus. Am urmărit-o pe această doamnă un minut, timp în care prin mâinile ei au trecut 10 de bilete și bancnote. Taxatoarea ne-a recunoscut că nu se simte deloc protejată la locul său de muncă. Masca nu pot spun că ajută foarte bine. Nu știi cu cine alături de tine. Dezinfectăm mâinile, dar totuși zvane, smurdare, trec în multe mâini. Primim în fiecare zi măști noi. Deci schimbăm 3-4 măști pe zi. Da, depinde cât, dacă e jumate de zi, primim mai puțin, toată ziua ne dă ca să le putem schimba la 2-3 ore. Deși Regia Transport Electric le procură măști, unii taxatori, ca de exemplu această doamnă, preferă să respire prin material. Spune că astfel se simte cu mult mai protejată de virus. Văd că aveți o alt fel de mască, nu purtați medicinal. Dar nu știu ce să fac un fel de umezeală, dar a doua fac parcă un fel de păr. E de asta mai simplu. Cât de des o schimbați? În fiecare zi, adică după serviciu, mereu. Vă duceți acasă? Acasă, spală și scalc. Suntem obosiți de acum să purtăm măștile în fiecare zi, câte 8, 12 ore pe zi, obositor. Dar n-avem încotro, trebuie să ne conformăm. Prin urmare, pasagerii care nu vor să îmbrace masca de protecție atunci când urcă în troleibuz sunt o adevărată provocare pentru taxatori. În toate vehiculele cu care am mers și echipa noastră de filmare am observat câte cel puțin un pasager fără mască. De ce nu o purtați? O pun. De ce o puneți abia acum? Totuși taxatorii trebuie și ei protejați. Știu. Dacă le fac observații, eu am vaccinare și e nu ni tot una. Dacă le fac observații, pune mască, după și mă duc eu, dar el iar o scoate. La loc noi nu suntem protejați. Mănușul e foarte greu, că bani ca să o coți cu mănușul, asta e imposibil. Că lui ăștia se... Na. Și ai dat unul plus, unul plus, și vine revizorul și hop și nu. Subiectul a fost discutat ieri la ședința operativă a serviciilor primăriei, unde s-a spus că în ultima perioadă a crescut numărul taxatorilor cu test pozitiv la COVID-19. Calculele prezentate de Regia Transport Electric arată că lunar în parcurile de troleibuz sunt repartizate circa 50.000 de măști. Totodată, în fiecare lună, sunt folosite și 3 tone de dezinfectant pentru suplinirea dozatoarelor din cele peste 300 de unități de transport.